declarații la Palatul Cotroceni, îl ascultăm pe președintele Klaus Iohannis. A fost nevoie de o măsură de carantinare pentru municipiul Suceava și comunele care înconjoară municipiul Suceava. Această măsură a fost luată la timp, a fost necesară, decizia autorităților este cea corectă. Dar, dragi suceveni, nu sunteți singuri. Suntem cu toții în gând alături de voi. Vom avea grijă ca tot ce este necesar pentru municipiul Suceava și comunele din jur să-și ajungă acolo. Însă, vă rog din suflet, respectați ceea ce autoritățile impun, respectați normele de deplasare, respectați normele de igienă, respectați normele de distanțare socială. Nu ieșiți din casă decât atunci când este absolut necesar. Când vă întâlniți cu alte persoane, evitați orice contact fizic, nu vă dați mâna, nu vă îmbrățișați. Aceste măsuri sunt necesare pentru a vă proteja și pentru a îngrădi răspândirea virusului. Nu uitați, suntem alături de voi. Un gând bun și o încurajare vreau să exprim acum pentru medicii și întregul personal medical. Știm că vă este greu, dar voi sunteți în prima linie. Noi toți, românii, ne uităm la voi cu speranță, cu încredere. Sunteți linia de apărare a populației împotriva acestei epidemii. Știu că nu este simplu și știm cu toții că, din păcate, vor veni zile și mai grele, dar avem încredere în voi. Iar noi, autoritățile, politicienii, vom face tot ce este necesar, vom face tot ce putem pentru a vă asigura materialele de care aveți nevoie, pentru a asigura materialele de protecție de care aveți nevoie. Chiar adineauri am încheiat o întâlnire de lucru cu premierul Orban, ministrul Vela și secretarul de stat Arafat de la interne, domnul ministru Tătaru, ministrul sănătății, și a participat doamna ministru Alexandru de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Am discutat, evident, situația din Suceava și toți suntem conștienți de seriozitatea pasului care s-a făcut, dar suntem conștienți și de răspunderea noastră. Am discutat, pe urmă, situația din spitale și vreau să vă asigur pe voi, medici, personal medical, că noi ne facem treaba. Au început, vedeți, să sosească de peste tot, de unde s-au făcut comenzi, materiale de protecție, măști, halate de protecție, alte materiale. Lucrurile se mișcă, autoritățile s-au mișcat și acestea vor ajunge în cel mai scurt timp în spitale. De asemenea, am solicitat astăzi să se facă peste tot în spitale instructajul personalului și aceste lucruri se vor întâmpla. Am solicitat celor responsabili ca maximă celeritate să lămurească alocările bugetare pentru spitale în așa fel încât să puteți să continuați achizițiile care sunt absolut necesare în această perioadă. Iată deci, autoritățile își fac treaba și vă rog pe toți să ne facem fiecare treaba așa cum se cuvine, iar fiecare român să respecte normele de igienă, normele de distanțare socială, așa cum au fost solicitate de autorități. În finalul ședinței, și asta vreau să subliniez, am discutat pe larg
măsurile de protecție socială care se impun în această perioadă, plățile pentru șomaj tehnic care trebuie să vină la timp, plățile pentru șomaj care trebuie efectuate la timp, alte măsuri care se impun în cămine pentru bătrâni, în diferitele situații și, evident, am solicitat să ne ocupăm cu precădere de categoriile mai vulnerabile, unde vom aprofunda măsurile în zilele următoare. Dragi români, repet, respectați măsurile impuse de autorități, vă asigur, împreună vom trece peste această perioadă grea. Vă mulțumesc! Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Ediția specială a știrilor Europa FM în studio, Cătălin Striblea. Bine ai venit, Cătălin. Bine te-am găsit, Radu, bun găsit tuturor. Voi sintetiza anunțul președintelui Iohannis, întâi de toate încurajare pentru suceveni, da? A fost nevoie de o măsură de carantinare, spune președintele, măsură luată la timp și că decizia autorităților a fost corectă. Câteva sfaturi pe care le-a transmis președintele sucevenilor, și anume să evite contactul fizic, să evite contactul social și le-a comunicat, le-a transmis, nu sunteți singuri, vom avea grijă ca tot ceea ce este necesar pentru Suceava să ajungă acolo, spune președintele. După care a urmat un apel foarte necesar pentru medicii din România, venit în momentul unei crize tensionate, în sensul că mai mulți medici din diverse spitale din România și-au dat demisia, unii invocând lipsa de materiale, alții chiar nevrând să intre în această luptă. Spune președintele Iohannis în felul următor: știu că vor veni zile și mai grele, dar avem încredere în voi și vom face tot ce este necesar pentru a vă asigura materialele de protecție. Am discutat la această ședință specială de guvern situația din spitale și vă asigur pe voi, medicii, că noi ne facem treaba. Am cerut să se facă instructaj în spitale, să se acorde bugetele și, de asemenea, vă comunic că au început să vină diverse materiale de care aveți nevoie, materiale care au fost comandate și pe care, iată, pas cu pas o să începem să le avem dintr-un moment într-altul, spune președintele. Domnia sa ne atrage atenția că autoritățile pot și trebuie să-și facă treaba așa cum se cuvine în aceste momente și că în scurt timp în spitalele din România vor ajunge toate materialele necesare. O să facem acum la Europa FM o scurtă ediție specială în care o să analizăm mesajul președintelui, dar și ceea ce se întâmplă pe teren. Colega mea, Ioana Ene Dogioiu, e la telefon. Bine ai venit, Ioana! Ce s-a sărit prima dată în ochi din mesajul președintelui? Bine v-am găsit! Bun, așa cum ai spus, mesajul președintelui a fost ca demers, unul necesar, o încurajare pentru o populație aflată într-o situație foarte dificilă și în premieră, cred că în viața cam a tuturor celor din zona Sucevei. Și apelul către medici, foarte bine, e în regulă, așa face un șef de stat. Dar lăsând la o parte demersul însuși, sub aspectul conținutului, eu am auzit un mesaj plin de generalități. Dacă ar fi să fac o știre, am încercat să mă pun în pielea unui om de știre, a colegilor noștri care fac știri. Care să fie știrea? Că președintele din nou lansează un apel către? Sau care să fie știrea? Că îi asigură pe medici că vor fi toate produsele necesare. Vezi, Cătălin, acest mesaj al președintelui o să înceapă instructajele, o să înceapă să se sosească echipamentele, este un mesaj defazat cu câteva luni. Acest mesaj al președintelui ar fi trebuit să-l auzim în ziua în care am avut, cel târziu în ziua când am avut primul caz de confirmat de infectare cu coronavirus în România. Atunci ar fi trebuit să înceapă sau să atingă, de fapt, apogeul, că începutul ar fi trebuit să fie prin februarie, atunci ar fi trebuit să fim la apogeul acestei preocupări pentru echipamente și instructaje. Toată lumea simte nevoia ori să arunce cu pietre în medici, ori să îi încurajeze. Nu despre asta e vorba.
Este vorba de niște oameni care unii nu au vocație de eroi. Pur și simplu, fiecare suntem construiți altfel. Putem fi excepționali profesioniști pe zona noastră, dar nu avem vocație de eroi. Unii au acasă părinți bolnavi, unii au acasă soții care sunt bolnave de o anumită afecțiune, dar pentru care COVID-ul poate să fie letal. E o premieră, nu cer mare lucru. E o premieră că le vorbește cineva de o manieră empatică, da? Pentru că e primul mesaj după ziua de ieri pe care autoritățile îl adresează acestor oameni, dintre care unii dintre ei au plecat de pe, din zona asta, da? O răștie. E foarte frumos că există acest mesaj empatic. Am spus de la început, ca demers în sine, e foarte bine. Sub aspectul conținutului, este complet defazat. Asta și este problema. Și suntem într-un moment în care eu cred că trebuie să realizăm ceva ca societate. Nu președinte, nu un partid oarecare, nu. Trebuie să realizăm ceva ca societate. Cine a ucis la Suceava, de fapt? A ucis COVID-ul? Nu. E ca și cum ai spune că a ucis glonțul, independent de pistol și de mâna care îl ținea pistolul. Da? Te-ai aștepta ca... Te-ai aștepta ca mesajul președintelui să fie mai punctual pe anumite măsuri? Pentru că, într-adevăr, acum se dă impresia că nu s-au luat cine știe ce măsuri în această ședință. Evident. Poate domnul președinte are doar rolul de a îmbărbăta națiunea. Nu-mi dau seama exact cum funcționează comunicarea la nivelul ăsta. Nu știu dacă mai suntem în faza de îmbărbătare a națiunii. Nu știu dacă mai suntem. Suntem în faza în care niște oameni disperați așteaptă niște măsuri concrete. Și la Europa FM și în alte zone media, pe televiziuni, intră tot felul de medici, de asistente, unii cu nume, alții fără nume, care spun suntem disperați, nu avem aia, în schimb avem acasă părinți, avem acasă soți, soții, noi ce facem? Cei mai mulți nici măcar nu se tem pentru propria lor viață, se tem pentru viața celor din jur, pe care îi pot infecta și pe care îi pot ucide până la urmă. Ce spui tu acum nu este că mesajul domnului președinte nu va funcționa. Sau, mă rog, are șanse Este mici. Depășit mesajul domnului președinte. Este foarte frumos ca intenție, dar este depășit. Este momentul de acțiune. Este momentul în care trebuie să se năpustească asupra spitalelor și materiale și instructaje. Lumea întreabă de ce e nevoie de instructaje. Adică ce, medicii nu știu să se dezechipeze, să folosească? Da, nu știu. Da? Nu știu. Sincer, pentru și eu trăiam cu impresia că totuși o anumită pricepere există sau că ar fi putut face niște lucruri. Nu există și l-am întrebat asta pe Alexandru Rafila, care mi-a spus, profesorul Alexandru Rafila mi-a explicat, totuși sunt sigur că unele chestii de bază le știi, dar sunt niște chestii specifice care țin de epidemiologie, care țin de disciplina anumită infecționism. Sunt lucruri pe care trebuie să le învețe niște oameni care se ocupă cu totul altceva, nu? Adică nu poți să aștepți de la ei. Înveți cum să se echipeze fără să atingă. Sunt instructaje care se fac. Nu este o mare filozofie. Nu trebuie să-i treci printr-o nouă facultate. Asta înseamnă, de fapt, să te pregătești pentru o criză. Este posibil. Nu să zic cu niște generalități. Azi e, cred, a doua sau a treia zi consecutivă în care îl vedem pe domnul președinte. Tipul de mesaj este același. Probabil că o să-l vedem zilnic sau destul de des acum pe domnul președinte, cam cu aceeași retorică. Asta e foarte bine. Eu mi-aș dori ca domnul președinte, de exemplu, să fie cel care anunță măsurile cele mai importante. Mi se pare în continuare inexplicabil că este trimis să facă acest tip de comunicare de criză un personaj atât de lipsit de orice calitate pentru asta, de comunicare, de carismă, de orice vreți cum este domnul Vela. Nu e o vină. Dar haide să folosim oamenii acolo unde poate, sunt buni. În momentul ce e ministru de interne, cineva consideră că este bun să fie ministru de interne, dar nu este bun să facă această comunicare. Dar asta l-a așteptat de la domnul președinte, de la autoritatea și forța funcției domniei sale, să iasă seara la prânz când dorește domnia sa, pe cât posibil mai devreme de ora 11, totuși să nu agităm oamenii noaptea, dar să iasă când e necesar și domnia sa să comunice mesajele importante, măsurile concrete, nu o să vină, o să facem, ne gândim, realizăm, ne facem treaba. Astea sunt generalități, nimeni nu mai are timp și nu mai are disponibilitate pentru ele. Ioana Enedogioiu,
Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mă îndrept către Cătălin Tolontan, redactorul șef al Libertății. Bun găsit, Cătălin. Ai văzut mesajul domnului președinte. O să fie, o să se întâmple. Vor veni materiale, dar în orice caz e primul mesaj pe care autoritatea supremă în stat îl adresează medicilor sau în special medicilor care au îndoieli că ar putea să facă față pe frontul acesta. E binevenit? Sau e tardiv, cum spunea Ioana? E primul mesaj care are un fir de empatie în el. S-a adresat și sucevenilor, asigurându-i că nu sunt singuri. S-a adresat, într-adevăr, e absolut corect observația voastră, pentru prima oară medicilor. A mixat mesajul cu autoritățile și au făcut treaba cu autoritățile, s-au mișcat. Periculoasă frază scăpată în adresarea președintelui, că una este mici și cu totul altceva este să-ți faci treaba. Și de fapt a fost sincer, în sfârșit, președintele României. S-au mișcat autoritățile, se mișcă oarecum așa, dau și ele din coadă cât pot în momentul ăsta, pentru că treaba nu și-au făcut-o. Poate să spună de 1000 de ori, oricum nu o să convingă pe nimeni. Păstrează, din păcate, încă stângul pe tobă președintele, adică are așa un ton militaros, marțial la adresa cetățenilor, ca toate autoritățile, adică nu vreau aici să-l singularizăm pe președinte, mai toate autoritățile au fix același ton. Am văzut editorialul tău în care spui că autoritățile ar trebui să înceteze să-i mai certe pe cetățeni. Da, președintele oarecum astăzi, pentru prima oară, parcă a schițat singura, cât poate el de la înălțimea funcției lui, din punctul acesta de vedere, greșit. Înțeleasă după opinia mea ca jurnalist. Și ceea ce spunea Ioana mai devreme și spune de foarte multă vreme în textele pe care le scrie pe ziare.com, e perfect adevărat. Adică a mai fost o frază absolut, o situație, îmi cer scuze, ridicolă în ceea ce a spus președintele, ca situație, nu ca exprimare, ca situație. A spus, îl citez, astăzi m-am asigurat că se va face instructajul în spitale. Da. Astăzi suntem în 31 martie. Știam că vine COVID-ul din decembrie. Da, în ianuarie era deja o certitudine și în februarie o îngrijorare mondială. Noi suntem la sfârșitul lunii martie și ne asigurăm că se face instructajul în spitale? Avem 10 de morți în momentul ăsta. Lasă că instructajul nu e ceea ce își imaginează președintele României că este. În niciun caz. Din păcate, sunt atât de multe proceduri, atât de multe protocoale care ar trebui respectate și care ar fi trebuit puse în vigoare și n-au fost puse, încât poate să spună președintele, faceți instructajul, că asta nu se face într-o zi. Într-o zi nu rezolvi nici să îmbraci costumul și să-l dezbraci. Poate că ascultătorii Europa FM își amintesc că am mai discutat despre asta, ca să realizăm într-un fel și care e complexitatea efortului pe care autoritățile trebuie să-l facă, și medici și manageri și așa mai departe. Nu e ușor, da? Nu e deloc ușor ce au de făcut, trebuie să realizăm asta. Pe de altă parte, ei trebuie să realizeze primii că nu e ușor, adică poate să vină președintele să le ceară, nu vor reuși în 24 de ore să facă instructajul, numai să înveți să dezbraci costumul, acela combinezonul de protecție, care este încărcat bacteriologic la un moment dat. Și e foarte periculos pentru tine ca medic, că te poți tu atinge de el când îl dezbraci, îți ia o săptămână de exerciții zi de zi. Exerciții supravegheate de niște oameni care știu să facă asta. Pentru că ăla e, în mod paradoxal, unul dintre momentele când te dezbraci de costum, e foarte periculos să nu te infectezi. Iată, e un detaliu în toată această mare de măsuri, de protocoale, de norme, de standarde care ar fi trebuit aplicate și care, din păcate, nu sunt. La Suceava, Suceava nu este victima unui accident. Nu. Oamenii care intră pe libertatea.ro acum pot vedea derularea evenimentelor, corupției, nepotismului, politizării, incompetenței de acolo. Acolo n-a fost un accident și, din păcate, și alte spitale care se îndreaptă spre aceeași situație, să sperăm că nu și orașe, n-au fost victima unui accident. Sunt victima incompetenței oamenilor care n-au știut să aplice aceste măsuri, care nu se învață, cum crede președintele României, într-o zi. Voi numiți Suceava noul colectiv, am văzut articolul vostru. Când vorbiți de corupție în această situație, la ce vă gândiți exact? Păi, ne gândim la felul în care firme de casă făceau contractarea la Spitalul Județean din Suceava. Sunt aceleași firme care, în mare măsură, nu cu licitație, ci prin achiziție directă,
făceau lucrări și prin județ, există legături între manageri și aceste firme, la asta ne-am referit, la corupție, da? Când ne referim la incompetență, ne referim la faptul că nu existau protocoale în spitalul ăsta. Când ne referim la lucruri suspecte, ne referim la faptul că poliția din Suceava investighează în acest moment de ce în duminica de dinainte de a începe criza, managerul medical a operat un om non-urgent, pentru că așa a vrut el, deși Ministerul Sănătății de foarte multă vreme recomandase să nu se mai facă operații în spitale, unu, ca să păstrăm resursele, doi, să se odihnească medicii, că știau că va urma o perioadă îngrozitoare, și trei, să nu se infecteze spitalele în secții care au fost dedicate non-covidului. Ori noi, dacă ne uităm, în România avem așa, avem una din cele mai mari, deci avem, ca să rezum întâi, avem secții de cardio, de oncologie, de dializă, de diabetologie infestate în momentul ăsta. Adică exact suferințele care sunt cel mai ușor atacate de către acest virus și creează comorbiditate. Europa FM verifică în aceste ore o informație care ar duce la o concluzie neplăcută, ca să exprim așa un termen. Există în subteran o bătălie între spitalele României care să nu fie declarat pentru COVID și care să fie declarat pentru COVID. Bătălia ar fi să nu intri în această zonă încât să fii declarat spital care să se ocupe de COVID. E un război pe care îl studiați și voi la Libertatea între aceste spitale ale României? Da, e corectă informația. Și ca să nu fie declarat COVID, întârzie, și noi avem mărturii cu nume și prenume, de la, de exemplu, de la Arad și de la Deva. Întârzie probele, în mod intenționat, DSP-urile, astfel încât să nu se sesizeze gradul de infestare al personalului medical, pentru că odată sesizat, dacă sunt foarte mulți medici acolo, asistente, infirmiere, atunci automat, practic, spitalul intră ca un spital COVID, că oricum nu mai e ce face cu oamenii aia. Trebuie să se pui să îngrijească în mod logic, natural, cum se întâmplă în Franța, Spania, în Italia, bolnavii COVID. Stai, atunci, să înțeleg exact, deci nu raportezi cazurile existente? Da, le amân la nesfârșit. Sau chiar există varianta de la Suceava, când 100 de teste au fost alterate, sau spun la anumiți medici, sau chiar le alterezi intenționat ca să nu raportez o cifră mare. Bun, la Suceava bătălia era oricum pierdută, nu mai avea niciun sens. Aha, dar astea nu sunt fapte penale, întreb. Adică sunt oameni ce, care își asumă... Să păstrezi, să spui că e aglomerație, ceea ce e aglomerație, da, într-adevăr, la testare, și să le amân, să le ții prin sertare testele. Mă rog, nu sertare, testele, că trebuie să le ții la frigider. Da, și să strici fizic testele. Bă, nu știu, cu stricatul e de văzut, într-adevăr. Aia cu stricatul a 100 de teste trebuie cercetat. În primul rând medical, și dacă vrea să-l cerceteze, dar e clar, da, așa este, ce spuneți voi este corect. În momentul ăsta, dar nu e vorba doar de asta, e vorba și de vechea raportare tâmpită românească. Adică, domnule, să nu spună prefectul că are multe cazuri. Păi ce mai contează acum? Păi cu asta vă ocupați, să ieșiți bine la o raportare în fața cui? Al lui Dumnezeu Tatăl, iertați-mă, că nu mai contează decât aia în momentul ăsta. Adică ce mai contează că județul X are mai multe cazuri de COVID în rândul personalului medical, vezi, doamne, ca la Y decât Y. Ăștia au rămas cu voturile, adică să câștige mai multe voturi pentru partid în continuare. Au apărut decesele... Da, sunt cazuri multe de genul ăsta. Au apărut decesele 70, 71 și 72. O să le spun ascultătorilor că e vorba de persoane de peste 50 de ani. O persoană de 53 de ani din Hunedoara, alta de 65, tot din Hunedoara. Atenție, ambele fără să fi călătorit undeva, deci sunt infectate cel mai probabil în spital, pentru că erau suferind de una dintre ele de cancer, da? Și persoana cu numărul 70, un bărbat de 60 de ani din Ialomița, care iarăși nu a avut nicio călătorie, nici o chestiune de genul ăsta, sau contact cu persoane care să fi venit din afara țării. Deci, în mod clar, este și o transmitere comunitară. Tipul de probleme pe care l-ai relatat, Cătălin Tolontan, nu poate fi rezolvat de mesajele președintelui, dar măcar să zicem că la nivel de minister există acțiuni concrete, adică întrevezi și ceva de bine în ce fac oamenii ăștia în momentul ăsta?
Da, sigur, sigur. Sunt niște lucruri de bine, ca să zic așa. De pildă, există o mare problemă în momentul ăsta care a crescut după declarațiile lui Donald Trump, dar nu numai, ci și după declarațiile lui Alexandru Rafila, care spunea că un medicament antimalarie va fi introdus în curând în România ca tratament. A și fost introdus de alminteri. Este medicamentul, se numește Plaquenil, el conține substanța activă clorochină și nu contează că îl rostim pe post, pentru că deja s-au golit farmaciile. Adică, din păcate, oamenii au aflat, au sentimentul că o automedicație ajută, deși nu îi ajută. Și doi, medicamentul n-a fost încă testat suficient, nu este un tratament autorizat în momentul ăsta pentru COVID. E adevărat că e în protocol, este unul dintre tratamentele care se poate lua, medicii îl pot da și că spitalele îl cer. Numai că noi, intrând în baza de date online, în care toți farmaciștii activează ce vând în fiecare zi, am descoperit cum în 4 zile, doar în 4 zile, din 684.000 de pastile care erau în farmacii, au dispărut, mă rog, au fost cumpărate 100.000 de pastile. Asta este enorm, practic. Am vorbit și la Agenția Națională a Medicamentului și la Unifarm, am vorbit și la Terapia Cluj, care încearcă să aducă medicamentul respectiv. Avem o problemă și pentru că oameni care iau în mod curent aceste medicamente și care n-au nicio treabă cu COVID-ul, cum sunt cei care au boli foarte grave, lupusul sau poliartrita reumatoidă, se trezesc fără medicamente. E, și m-ați întrebat ce face de bine Ministerul Sănătății. Face de bine pentru că, într-adevăr, înțeleg că a blocat, încearcă să blocheze la producători acest lucru, să nu le mai dea din farmacii, să le dea pe rețetă cu adevărat oamenilor care au nevoie de ele și să ducă mai departe, apropo de ce face bine, a comandat la Terapia Cluj să vină din străinătate medicamentul, astfel încât el să ajungă și la spitale ca să poată fi dat oamenilor. Deci nu înseamnă că tot ce fac autoritățile este greșit. Dar treaba noastră este să preluăm semnalele din societate, din spitale, de oriunde vin ele, să le verificăm și să vedem cum pot fi îmbunătățite lucrurile. Să le mai spunem oamenilor un lucru apropo de acest medicament. Automedicația asta nu funcționează în mod preventiv, adică sunt cazuri raportate des în străinătate de oameni care au luat clorochină sau diversi compuși cu clorochină înainte de a fi bolnavi sau nefiind bolnavi. Asta poate să-ți facă rău, să le spunem oamenilor. Iar unii au murit, pur și simplu. Unii au murit, da. Nu e după capul fiecăruia, clar. Exact. Sigur, au murit oameni. Deci nu luați medicamente din astea, pentru că n-are sens. Ele sunt, și asta spun, statul face eforturi ca aceste medicamente să nu fie în lipsă și nu vor fi în lipsă. Sunt absolut convins că nu vom avea în zona asta probleme și pentru că se mobilizează și statul român și producătorii români de medicamente, dar și industria mondială. Adică după povestea asta cu Plaquenilul, înțelegem că în câteva nu de săptămâni, ci poate chiar mai puțin, producția mondială va ajunge la nivelul necesității în cazul în care cu adevărat medicamentul va fi unul eficient. Cătălin Tolontan, îți mulțumesc tare mult. Spor la treabă în continuare la Libertatea. Pentru cei care ne-au ascultat, încheiem această ediție specială amintindu-vă principalele declarații ale președintelui României, domnul Klaus Iohannis. Un apel de solidaritate către suceveni aflați în carantină totală. Președintele îi asigură că nu le va lipsi nimic din bunurile de consum de care au nevoie în perioada viitoare. De asemenea, le spune să respecte toate măsurile de sănătate necesare, să nu se îmbrățișeze, să nu se atingă, să păstreze distanța socială. Și în premieră, un apel către medicii care muncesc în spitalele din România, mai ales în condițiile în care unii dintre ei și-au dat demisia sau se gândesc la demisie. Președintele Iohannis spune că în perioada următoare urmează să apară diverse materiale sanitare de care au nevoie și că statul face ceva în acest sens. Am analizat această situație. Știrile de la ora 16 vă vor spune cu ce probleme ne confruntăm în acest moment, la cât a ajuns numărul de bolnavi și numărul de persoane decedate ca urmare a pandemiei de COVID. Și tot în această seară, la 6:15, mai departe, Europa FM continuă cu analizele. Va veni Tudor Mușat pentru Piața Victoria. Eu sunt Cătălin Striblea și ne reauzim după ora 18.